Calendarul ne arată că suntem la finalul lunii martie, însă realitatea de afară ne spune altceva. Ninge necontenit în sudul țării, iar în zonele montane, stratul de zăpadă a ajuns și la 1,5 metri, mai ceva ca în mijlocul iernii, iar specialiștii anunță că vremea va continua să fie rea și în zilele următoare. Zăpada care s-a așternut la final de martie parcă a luat prin surprindere pe toată lumea. La munte, peisajul arată ca în mijlocul iernii. Ca să reușească să intre în acest hotel, proprietarii au putut să facă o potecă de doar câțiva metri. Iată că în stânga și în dreapta mea, zăpada încă atinge aproape 1 metru înălțime. Turiștii nu pot decât să se bucure de stratul gros de zăpadă. Cum se circulă totuși, că văd că mergeți pe stradă? Da, foarte greu. Sunt nămeții foarte mari, aproape 1 metru, trotuarele nu se mai văd. Sus e zăpadă mare, foarte frumos. Copiii sunt cei mai încântați când văd acest peisaj de iarnă în plină primăvară. Am încercat să urcăm până la niște brazi și aproape că ne-a acoperit zăpada. N-am văzut în viața mea așa de multe zăpadă. Bucuria celor mici rămâne însă doar pe pârtie, pentru că locurile de joacă sunt îngropate și în zăpadă. Ninsorile din ultimele zile au ținut în priză autoritățile locale, care au fost nevoite să dezăpezească la foc continuu. Toată zăpada de pe carosabil, dar și din parcări, a ajuns pe marginea drumului. Sunt acum munți de zăpadă care depășesc chiar și 2 metri înălțime. Va mai dura ceva până când aceasta se va topi, fiind singura soluție pentru a scăpa de ea în Poiană. În Poiana Brașov, în partea superioară a masivului Postăvaru, stratul de zăpadă a ajuns chiar și la 1,5 metri, iar meteorologii anunță în continuare ninsori și viscol.